Bă, n-am vrut să fac filmulețul ăsta că mi se pare un pic de neam prost, așa, dar de atâtea ori am auzit gluma aia cu, bă, la tine tot e smart, numai Buddha ar mai trebui să fie smart și tot ar fi smart la tine. Acum, Buddha are Bluetooth, no, e smart, da? Are Bluetooth, e de la Geberit, mi-o dat chestia asta pentru teste. Presupun că pentru aia, nu știu, trebuie poziționat așa. Și de pe telefon, așa avem ca o telecomandă și putem controla chestia aia care te spală, da? Deci temperatura apei, poziția și intensitatea, dacă vrei să oscileze așa, da? Nu, no, îi... Da. Dacă mă întrebați pe mine, are cam puține funcții. O costa și vreo 2000 de euro toată chestia asta. Bine, și clapeta e cu senzor, când plec de aici trage apa automat și așa mai departe. Dar ca să am ceva capac, că practic în colacul ăla, în capacul ăla e toată șmecheria, da, care e preîncălzit, cu senzor în el, știe dacă stă cineva, dacă nu stă cineva, nu dă drumul la apa aiurea. Cu ăsta, de exemplu, eram la niște beri aici, a venit un prieten, i-am dat un jet că m-am conectat de pe Bluetooth și ăsta a ieșit spălat de budă de aici. No, în fine, glume proste, așa, dar aia zic că de banii ăștia scam puține funcții. Și da, dacă găsiți budă mai scumpă, găsiți și la 6.000 de euro de la Geberit cu mai multe funcții, da? Ați crede că e mașină, dar e fapt e budă, da? Mai pățesc așa și cu mașina. Crezut că e mașină și era chiar mașină, dar nu era, era mai mult budă. No. Deci, cam asta e prezentarea. Chiar n-am vrut să o fac. Da, băi, mai aud o dată gluma aia că numai Buddha ar mai trebui să fie smart.